venim la spitalul de la, de, de la Pitești. da, știm că sunt anumite probleme, dar acolo avem patru proiecte, patru proiecte, două pe fonduri europene, unul pe fonduri proprii, unul pe PNDL. Toate aceste proiecte, practic, la sfârșit, când vor fi terminate, noi sperăm ca cele pe fonduri europene să se termine în 2023, la sfârșitul anului. Este vorba despre un corp nou folosesc o clădire, ajungem și la clădire, o clădire nouă unde vor fi cabinete de ambulatorii și extinderea urgenței care săptămâna trecută, vineri, dacă nu mă înșel, s-a predat amplasamentul antreprenorului pentru începerea lucrărilor de execuție. Deci iată că acea urgență, că de fapt cele mai mari probleme în spitalul județean, Argeș pleacă de la compartimentul de urgențe de acolo restul ați văzut că sunt mai sunt uh, puține probleme uh, și avem acel pe plus 4 care se va termina la sfârșitul anului deci încă o clădire nouă o clădire în care vor funcționa secții dar și vreo 4 uh, uh, săli de operație săli de operație moderne pe lângă cele nouă care există în acest moment în spitalul județean deci iată că vom avea un spital modern, spun, asta pentru că avem și proiectul PPNDL care prevede reabilitarea celor nouă corpuri date în folosință în intervalul 1970-1973. Practic, așa cum știm noi, Spitalul Județean la interior se va schimba începând cu finalizarea acestui proiect. Pentru că vor fi saloane moderne, saloane unde vor sta 2-3 pacienți în, în salon, și vor, vor fi cu dușuri, cu toaletă, toate vor fi în salon. De ce spuneați și bine ați punctat că ușor este să faci doar o clădire? Pentru că sistemul medical nu înseamnă numai clădiri, ci înseamnă un, un sistem și de, de. Nu mai vorbim despre aparatură, nu mai vorbim despre specialiști. Gândiți-vă că numărul de paturi la nivelul național va trebui să fie redus până în 2030 cu 50%. Ce presupune acest lucru? Că paturile subvenționate de Casa Națională de, de Sănătate vor fi din ce în ce mai puține la spitalele de stat. Atunci de unde să vină finanțarea pentru un spital? nou în județul Argeș în Pitești pentru un spital de urgență plus că nu pot funcționa, nu am văzut unde în afară de municipiul București, nu știu câte județe au două spitale de urgență într-un singur oraș cum este Piteștiu deci iată că aceste lucruri sunt, sunt utopice, așa cum v-am spus mai la început, ca și comunismul dacă domnii liberali au această inițiativă, foarte bine, foarte frumos. Noi putem să terminăm aceste proiecte pe fondurile europene și putem să predăm spitalul administrației municipale, să ducă mai departe administrarea și cum văd dân și probabil mai departe. Pentru că pentru noi, repet, este o povară foarte mare.